Biblioteca Municipală George Radu Melidon a găzduit miercuri 19 noiembrie în sediul provizoriu din strada Smirodava vernisajul expoziției de pictură a artistului plastic și restauratorului Mircea Răsvan Ceacâru, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Neamț. Este vorba de un vernisaj al artistului plastic nemțean Mircea Răzvan Ceacâru. Așa cum am mai spus și altă dată, biblioteca nu mai e de mult doar instituția care are ca activitate principală împrumutul de carte. Demersurile noastre sunt multiple și expoziția de această seară este unul din aceste demersuri. Prima dată se află Mircea Răzvan Ceacâru, am înțeles că a mai fost prezent pe simezele Muzeului de Artă, în expoziții colective, pentru prima oară la Biblioteca Municipală, dar în urmă cu două săptămâni, când l-am cunoscut pe maestru Ceacâru, am stabilit că acesta să fie începutul unei lungi și frumoase colaborări. Mi-am dorit să vin cu expoziție la Roman. Mi s-a iubit acum această ocazie. Sunt încântat pentru că atunci când am venit din Timișoara în Moldova, în zona Piatra Neamț, printre primele lucruri pe care le-am aflat a fost acela că Romanul are oameni de mare calitate, oameni de cultură și că aici tot ce înseamnă artă este privit la modul superior. Cunoscând între timp o parte din oamenii de cultură și de artă din Roman, am constatat că așa este. Și atunci pot să vă spun că astăzi mi-am împlinit o dorință, aceea de a veni cu o personală la Roman. Câte lucrări sunt? Cred că 18 lucrări. Spațiul nu mi-a permis să vin cu o expoziție mai amplă, dar e posibil ca în primăvară, dacă lucrurile merg normal, să pot să vin cu o expoziție mai mare. Artistul plastic este și membru al Uniunii Armenilor, fiind descendent al unei vechi și importante familii de armeni. De curând, din vară, din 14 iunie, s-a înființat filiala Romană a Uniunii Armenilor din România. Suntem în jur de 60 de persoane. Mai avem și la Piatra Neamț număr de 10-15 membri. Maestrul Ceacâru este membru al filialei noastre, e din Piatra Neamț, este descendent al vechii familii de armeni moldoveni Misir, o familie faimoasă în vremea respectivă. Și, după cum se vede, e și foarte talentat, un pictor deosebit și am găsit de cuvință să-i facem o expoziție personală și simbolic o facem aici, la Biblioteca Municipală Roman, care se numește George Radu Melidon, un alt armean. Mihai Răzvan Ceacâru are 68 de ani și este născut la Cluj. În lucrările sale realizează un echilibru perfect între desen, culoare și compoziție. Tablourile de la Roman vor putea fi admirate și chiar achiziționate de la Biblioteca Municipală.